Salutare! Astăzi o să facem un test extrem. Vedeți în spatele meu două Tesla Model 3, una albă și una neagră. Iar cea neagră mai are în spate și... ta-na! O remorcă. Astăzi o să facem un test extrem. De aceea o să-i cer ajutorul lui Sergiu. Sergiu, vino repede! Salutare! Salutare! Sergiu este proprietarul mașinii din spate, mașina neagră. Ce mașină este? Model 3. Model 3? Standard range. Standard range. Atât. Deci simplu. Deci o să tractăm o remorcă cu un standard range. Nu long range, nu performance, nu nimic. Eu să știi că mă chinui să fac testul ăsta. Am avut, cât timp am avut Model 3 performance și aveam cârlig la mașină, acum nu mai am cârlig. Am tot vrut să fac testul de consum. Ce se întâmplă dacă tractezi cu o mașină electrică, cât de mult consumă, ce autonomie ai. Dar n-am, pur și simplu n-am avut timp și în plus nici nu știam ce să pun pe aia de 700 de kilograme, 800 de kilograme. Acum avem ce. Avem ce, nu? Avem tâmplărie. Deci mașina este încărcată, aș spune eu, la maxim? E la maxim, nu? Cam da. Cam da. Cam da. Deci mai mult de atât deja nu este legal. Eu o să merg cu Model 3-ul long range, tu o să mergi cu standard range-ul și o să vedem care este diferența de consum între cele două. Știm deja, dintr-un test anterior pe care l-am făcut acum câteva săptămâni, că long range-ul și standard range-ul au cam același consum la viteză și la 90 și la 130, deci... Da, 0,1-0,2 kW diferență, deci e diferență mică. Așa că o să folosim mașina mea ca etalon, așa consumă când e goală doar cu șofer, iar tu o să mai ai pe cineva în mașină. Da. Deci o să fie două persoane. Suntem echipă completă de montaj. Echipă completă de montaj. Mergem la un montaj de tâmplărie. Deci două, exact, două, avem două persoane în față, portbagajul plin și hai să vedem ce se află pe remorcă. Ia explicăm puțin. Deci avem vreo... Câte piese de tâmplărie sunt aici? Păi sunt odată 8 piese pe partea asta altă. Și pe partea cealaltă sunt chiar mai mari, 4, văd. 5 piese pe partea cealaltă. 13 piese. Da. 13 piese de tâmplărie. Noi ne-am uitat înainte, ele cântăresc în jur de 400 de kilograme, așa spunea pe PDF-ul ăla, dar am înțeles că are niște abateri. În soft, da, mai există mici abateri care... Hai să punem plus, 20% în plus, să zicem. Cred că în plus mai degrabă. În plus mai degrabă, pentru că asta e o tâmplărie specială, are și o armătură de 2 mm mai țapănă, da, și da. E clar că... Deci să spunem că ar avea 500 de kilograme, mai avem remorcuța, cât e? În act e 120, 130. 130, dar tu ai mai montat aici, Sergiu, a pus și un suport pentru tâmplărie care se duce așa în jos, foarte bine executat. Deci remorca asta nu transportă tâmplărie întâmplător. Deci ea doar tâmplărie transportă. Doar tâmplărie, da. Exact, aici vedem o suprafață cauciucată ca să nu se zgârie tâmplăria. La fel și pe suporții ăștia de aici. Vezi niște profile din asta de terasă. Foarte ingenioasă soluția asta, să știi. Da, și am pus o mochetă tot la fel ca să nu se zgârie, mai mult pentru sticlă și pentru tâmplărie chiar. Corect. Avem și aici scări. Da, diverse echipamente și aici, în partea asta de desubt, avem tot felul de scule. Compartimente, da. Compartimente cu scule. Și, uitați, scrie și EcoDrive și Emeterul. Deci e branduită corespunzător, să știe lumea cine testează așa avem ceva. Avem și capra vreo undeva la 70-80 kg. Deci suportul ăsta, da, care îi spune capră în domeniu, în domeniu, e 70 de kg. Deci ajungem în jur, ajungem pe la vreo 750 de kg. Deci Tesla poate tracta plus minus acolo. Tesla poate tracta fără sistem de frânare 750, nu? Da, și cu sistem de frânare o tonă. O tonă, 1000 de kilograme. Deci s-ar putea și mai mult, dar spune eu că ăsta e cam testul maxim pe da, care ai vrea să-l faci. Ce mi s-a părut foarte, foarte interesant a fost faptul că ai încărcare de 100 de kilograme pe click. Ah, ok, uite, asta e chestie importantă de spus. Hai să vedem și cum se conectează, cum se leagă cu mașina. Aici avem cârligul. Ăsta este un sistem prin care poți să ridici remorca, da? Da, el am premontat, practic. Când ne oprim acolo, ne jucăm cu el. Și în rest, sistemul clasic, avem o mufă cu câți pini? Parcă 9 sau 7, nu mai știu. Trece de la 7 la 11 pini. 11 pini, aha, ok. Care asigură semnalizarea, stopul pe frână, da, și așa mai departe. Ăsta este cablu care vine de acolo. Și mai avem un cablu de siguranță în cazul în care, cine știe, se întâmplă ceva cu remorca să rămână legată de mașină. Deci cam asta e tot, e destul de simplă procedura. Deși la momentul încărcării, uite, îți pot arăta aici, noi avem un plus și un minus, da? Da. La momentul încărcării, dacă, de exemplu, semnul acesta, da, se duce către minus, iar da, nu este ok. De asemenea, nici el trebuie să stea pe plus.
El trebuie să stea pe verde. Pe verde. Da, am înțeles. Practic e culoarea verde, trebuie să stea pe verde, înseamnă că e în siguranță. Okay. Dacă aș încărca-o mai mult sau dacă n-ar fi echilibrată, nu știu, echilibrată planeitatea, să stea remorca mai, da, 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 mult mai în jos decât nivelul, da, cârligului, atunci automat mi-a dat aeronaut și îmi dau seama din start și că nu e ok. Nu mai cuplez. Da. Deci Sergiu a venit cu mașina de la Bacău, o să vă spunem și care au fost datele de consum de acolo la diverse viteze, dar acum trebuie să ne apucăm să facem testul adevărat. Noi trebuie să ajungem unde? În Balotești? La Balotești, da. E destul de aproape, cred că de aici sunt vreo 30 de kilometri și pentru că e prea aproape, noi să ne ducem până la Ploiești și ne întoarcem, că n-avem ce să facem, să strângem și noi acolo măcar vreo 70-80 de kilometri, să avem ce să comparăm de câteva date. Și când ajungem la lucrare, vă spun și despre tâmplărie. Aici e un secret, nu vi l-am spus până acum, am lucrat mult timp în domeniu și cam știu, hai să spunem, toți producătorii, dacă nu pe toți, oricum majoritatea, îi știu ce înseamnă o tâmplărie foarte, foarte bună, iar ce vedeți aici e ceva special, e o tâmplărie pentru, hai să spunem, pentru case pasive, după standardul ENZEB sunt astea, este, nu? Este. Da? Și la fel văd că ai niște folii montate pe aici, niște, da, e pregătită pentru un montaj mai special. Da, e pregătită pentru un montaj mai special. Am făcut pregătirea dinainte de livrare pentru că așa o și pot proteja altfel la transport. Am mai dat și o folie de protecție pia. Da, mai deci multe să povestim când ajungem acolo, exact. Deci e o tâmplărie specială, facem să știți. Exact, facem unboxing-ul direct la client. Gata, hai să ne urcăm în mașină să facem testul până la Ploiești. Hai. Am plecat în mare aventură. În fața mea este Sergiu. Am resetat computerul de bord. Vedeți aici București, Roma. E trecut de când am fost la Roma. Am parcurs deja 3 km. La fel a făcut și Sergiu și o să avem niște date foarte precise legate de consumul mașinii atunci când o încarci la maxim. Deci în spate are undeva în jur de 750 de kg, două persoane în mașină și portbagajul plin cu unelte, scule și așa mai departe, mai sunt și acolo câteva zeci de kilograme. Deci aș spune că mai mult de atât nu poți încărca un Model 3 sau ce puțin nu e în siguranță. Ai putea să-i pui o remorcă cu sistem de frânare și să o încarci la 1000 de kilograme, dar deja mi se pare foarte mult. Sergiu a venit cu tâmplăria de la Bacău, adică a mers ceva timp și a strâns niște date de la plimbarea asta. În schimb, acum o să vedem care este diferența între o Tesla Model 3 cu și fără remorcă, dar cu o remorcă încărcată așa cum trebuie. O să mergem cu 60-70 prin localitate, suntem pe DN1, în afară nu mai mult de 90 de km pe oră, pentru că oricum nici nu este în siguranță dacă n-ai o asemenea încărcătură. Dacă nu mă înșel, cred că este și o limită maximă de viteză pentru mașinile care tractează o remorcă, să nu fie 90 la oră chiar și pe autostradă, nu știu, dar poate spuneți în comentarii. Oricum noi vom respecta limita asta de viteză, n-o să trecem peste 90-100 de km pe oră. Gata, hai să vedem ce se întâmplă până la Ploiești. Ne apropiem de destinația finală, trebuie să intersectăm DN1. Surpriza maximă este că eu am un consum de 98 de W/h pe kilometru, asta înseamnă 9,8 kW/h la 100 de kilometri. Este extrem de puțin, asta după o distanță de 78 de kilometri. Sunt curios ce consum a obținut și Sergiu. A fost într-adevăr cea mai lentă plimbare pe care am făcut-o până acum. Asta și pentru faptul că era destul de complicat să mergem mai repede, pentru că mașina este chiar încărcată cât se poate de mult. Mai mult de atât, deja este ilegal, așa că n-am riscat nimic. Am mers în mare parte 70-80, au fost și momente în care am mers cu 60 de km pe oră, dar ne-am descurcat foarte bine. Până la urmă, atunci când tractezi ceva, când cari niște ferestre sau orice altceva, scopul nu este să ajungi în timp record, scopul este să ajungi în siguranță la destinație. Asta de fapt este scopul principal. Nu mai durează prea mult, mai avem câteva sute de metri și ajungem la destinație. Chiar sunt curios să văd ce consum a reușit să obțină el cu această remorcă uriașă. În continuare
autopilotul de la Tesla îmi spune că în față avem un camion și, sincer, pot să-i dau dreptate. Cam asta e. Haideți să vedem și datele pe care le-a obținut Sergiu. Mergem pe Trips și avem aici 84 de km distanță, 19,8, 198 W/h pe kilometru, adică 19,8 kW/h pe 100 de kilometri, ceea ce înseamnă un consum dublu. Eu am mai vorbit cu Sergiu pe tot parcursul drumului și când aveam eu 13 kW/h pe 100 de kilometri, el avea 26, am scăzut eu la 11, a scăzut și el la 22, deci oarecum s-a păstrat raportul ăsta de dublu. Deci un Model 3 încărcat cu două persoane, cu portbagajul plin și cu remorcă în limita legală 750 de kilograme, consumă de două ori mai mult. Dar chiar și la acest consum, uitați-vă încă o dată, 19,8, chiar și la acest consum, mașina asta, dacă mergi încet cu ea, dacă trebuie să transporti, să spunem, niște obiecte mai voluminoase sau mai grele, de fapt că asta e o problemă, poți să obții o autonomie de aproape 300 de km, chiar 300 de km. Bateria asta este în jur de 60 de kWh. Ce este interesant este că această remorcă și tâmplăria de pe această remorcă se duce destul de mult în sus, adică trece peste înălțimea mașinii. Deci mașina este la nivelul ăsta și vedeți, tâmplăria se duce mult mai sus și aici avem un perete, un zid aerodinamic, nu ajută deloc. Deci mi-e greu să cred că aș putea obține un consum mai mare cu un alt tip de remorcă. Dacă aveți o remorcă în genul ăsta și e înaltă până la nivelul mașinii, puteți să vă așteptați la un consum și mai bun, pentru că atunci tot aerul din față este dat la o parte de mașină, remorca nu are niciun fel de probleme. De la Bacău, tu ai și o mașină mare de tâmplărie, da, clasică, da, să-i spunem așa, diesel, pe care ai folosit. De fapt, aveai două și una dintre ele nu era întotdeauna încărcată la maxim. Nu. Și atunci, practic, ai eliminat o mașină diesel, da, care consuma în jur de 11 media, era, nu? Media, da, media. Încărcat cu descărcat. Ea încărcată la drum lung, eu era undeva la 12-13. Și pe gol veneai cam cu 9. Pe gol veneam cu 8 și ceva, 9. Acum depinde și de stilul de condus. Dar am văzut că condus, da, tu mergi liniștit, adică cu siguranță poți să consumi mai mult de atât. Deci luăm un consum rezonabil de 11 și un drum de Bacău-București dus-întors, să spunem că ai fi venit cu mașina mare, noi am calculat, însemna vreo 66 de litri. 700 de kilometri. 350-350, nu, să cam spun, 650, 650 de kilometri. Deci în mare ar fi însemnat cel puțin 600 de lei combustibil. Cel puțin. Cam așa. Iar tu ai venit de la Bacău, că acum dăm și datele celelalte. Acum am ajuns aici cu 19,8, cu 20, să spunem, iar eu am ajuns cu 10. Dar am mers încet. Am mers încet, am mai prins și niște camioane. Ai văzut, știi cum e să mergi ca un om. Trebuie să eu am recunoscut, să știi, mașină, că n-am mers niciodată atât de încet. Și chiar spuneam, băi, uite, poți să faci cu o mașină, cu long range-ul, de exemplu, 77, de 75-77 bateria, cât o fi. Deci faci lejer 700 de kilometri, dacă, Doamne ferește, te afli, nu știu, într-o situație în care chiar nu poți să încarci, adică nu știu unde n-ai putea să ai o priză pe 700 de kilometri distanță, nu știu, în deșert. Băi, chiar faci distanța asta, adică n-am mai testat. Deci asta e o premieră pentru mine. Poftim? Te-ai uitat și la timp? Nu m-am uitat la timp, dar probabil că nu câștigi atât de mult. Nu câștigi atât de mult. Eu știu că sunt mulți care spun, eu pot să merg cu 150. Mergi cu 150 în anumite momente. Și după aia în localitate reduci și ai frânări, media oricum e jos. Deci noi am mers destul de constant. Constant, deci, și nu ai nicio mașină în față. Cât ai obținut de la Bacău până la Râmnic, ai avut un consum? Am avut un consum 23. Da, 20 ceva. 23. Da. Și ai mers 90 până 90, până regulamentar. Până 90, da. 85 până 90. Exact. Foarte rar am atins 90. După care se presupune prin absurd că ai fi mers mai repede cu 100, 100 și un pic. Se zice că aș fi consumat undeva la 27, poate, 26 și ceva, 27. Exact. Deci pentru cine vrea să meargă mai repede, am spus, dacă pui o remorcă mai mare și car polistiren, o să ai volum foarte mare, dar greutate mică. Adică dar, mașina exemplu, precadrele astea. A, uite, precadrele. Dacă tot suntem aici, deci am făcut testul de consum, am văzut cât este long range, am văzut cât este standard range, am văzut cât este cu remorcă. Hai să ne uităm un pic la precadere. Chiar da, sunt curios. Vă rog, vă rog. Vă spuneam că
am lucrat mai mult timp în domeniu și am ceva cunoștințe despre ce înseamnă partea de tâmplărie și mai rar vezi astfel de montaje. E un montaj mai special, nu? Așa este, da, într-adevăr. E ok. Putem să lăsăm și ăsta aici, nu contează. Da. Ce este aici? Acesta este un precadru în care se vine montată fereastra. Noi l-am montat înaintea, înainte de a face tencuiala pe da. Casă. Am folosit sistemul de fixare cu adeziv, cu un polimer hibrid și l-am fixat direct de zidărie. Pentru că din punct de vedere tehnic, ca și rezistența, din punct de vedere al rezistenței, este mult, mult mai rigid. Că tu mi-ai montat acum, să spunem așa, tu mi-ai montat ferestre la casă, da. Cu mulți ani în urmă. Da. Am tot zis că am zis noi că o să facem un video, dar n-am mai apucat să-l facem, pentru că la momentul ăla știi că eu am făcut niște precadre. Interne. După mintea mea, după cât m-a dus pe mine capul. E același lucru. E același lucru, e adevărat că eu nu aveam materialul ăsta special din care sunt făcute precadre, l-am folosit polistiren, pentru că e un lucru. Când vii cu fereastra, să presupunem că asta ar fi zidăria. Dacă vii cu fereastra până aici și apoi vii cu izolația, oricât de mult ai ieșit cu izolația în afară, pe cant aici pe... Exact, pe cant tu ai aceeași punte care ai ieșit tu. Exact, ai o punte termică care te afectează. Tu ai pus în 10, schimb, dacă nu mă înșel. Eu am pus 10 grosime, nu? E 10. Bine? Da. Cât are asta? E perfect. Acesta are undeva la... el are 7... Da, dar bine, eu am folosit polistiren pentru că nu existau precadre. Da, da. Și atunci, practic, în momentul în care montezi tâmplăria într-un precadru și vii cu izolația, deja distanța, partea de izolație e mult mai mare. Are 10 cm grosime deja pe diagonală. Cam 12. Cam 12. Da. Da, deci așa se montează o fereastră după standardul ENZEB. Vedeți, să punem un precadru dintr-un material special. Sunt mai multe tehnici în funcție de lucrare. Văd că și aici, în partea de jos... Inclusiv pus, în partea de jos, da, după care o să ne supraînălțăm. Astea sunt de rigidizare de aici, nu? Da, le-am pus, sincer, au rămas din restul, că în mod normal nu cred că ar fi trebuit. Da, nu e rău, dar dacă tot îți rămân? Dacă tot îți rămân, ce să faci cu ele? Le arunci, ele? Aiurea, nu, da, nu, corect. Le arunci, le folosești, le pui. Da, ingenioasă treaba asta. Hai să aruncăm o privire și la tâmplărie, că e pe mașină. Este o tâmplărie mai specială. Dacă vă interesează partea asta de ferestre, am lăsat-o la final, că poate sunt unii care nu se interesează, dar dacă sunteți interesați, îmi spuneți și fac un video în care chiar vă pot spune totul despre tâmplărie. Asta este o tâmplărie. Hai să vedem undeva unde e desfăcută. Uite aici avem aici un colț. Aici este desfăcută. Și acolo e desfăcută? Deci aici. Uite ce frumos se vede aici. Asta este o culoare specială. Spectrală îi spune, catifelat zici așa. Zici că e spectral, da. Da, zici că e spectral? Zici că e spectral, da. Da, e chiar spectralul de la Veca. E negru mat. Ultramat. Nu? Ultramat, negru ultramat. Uite ce frumos arată. Superbă culoare. Deci avem tâmplăria neagră, remorca neagră, mașina neagră. Deci totul e din set, da? E set complet. Când vii cu tâmplăria albă, schimbi mașina, nu? Da, acum și în funcție de ce, nu știu, ce tâmplărie livrăm. Dacă livrăm o tâmplărie pe alb, atunci da, automat trebuie să vin cu o mașină cu o lantată pe alb sau... Exact. Acum... Uite și lipitura asta e, vă spun, e făcută de un utilaj foarte deștept. Vedeți, aproape că nu se vede în binarea, zici că e aluminiu. Sunt niște ferestre foarte sofisticate. Mulți ar spune că sunt ferestre Veca, da? Profilele sunt de la Veca. Cine le vede și le cunoaște știe că sunt ferestre de la maximă. Exact. În schimb, ce e mai important la o fereastră nu este profilul, da? Deci uitați, dacă să nu spuneți în comentarii că aveți ferestre Rehau, Veca, Ghealan, astea nu sunt ferestre, sunt profile. Să faci o fereastră e mult mai complex procesul. Dacă e, poate facem o plimbare până la Ionuț în fabrică, la maxima. O să avem și filmare, o să avem și cu cei de la ENZEB Shop. Uite, poate vin o dată și vedem ce înseamnă să produci o fereastră, pentru că mulți confundă profilul cu fereastra și nu are nicio legătură. E o diferență între a face o fereastră, exact, a produce o fereastră și a produce o fereastră eficientă. Da, 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 e mare diferența. E o diferență. Și contează ce sticlă folosești, contează lipitura, rețeta de feronerie, adică toată partea metalică de închidere și așa mai departe. Exact. Și eu aveam un lucru pe care spuneam sincer, că uite, am ajuns să vorbim și de fereastră, dar până la urmă, dacă YouTube-ul ne permite, avem timp. O fereastră de proastă calitate, montată bine, e o fereastră bună la final.
bunicică, e da? Mai okay decât e mai ok decât o fereastră foarte bună montată prost. Exact. Și atunci, dacă ar fi să împarți meritul, mie mi-e cam greu, dar eu aș spune că materia primă e, nu știu, 30% din ce înseamnă calitatea unei ferestre finale la client acasă, 30% înseamnă producția și restul ține de montaj. Și soluția tehnică care o dai înainte și montajul. Exact. Bun, deci dacă vă interesează partea asta de ferestre, să-mi spuneți și facem un video dedicat. O să încheiem video ăsta cu tâmplăria în spate și cu Tesla în spate. Să știți că a fost pentru mine chiar o experiență ciudată. Deci eu am crezut că o să descoper doar partea asta cu remorca, în schimb am descoperit și... Și ce poți să faci tu cu mașina? Exact, ce pot să fac eu cu mașina. M-am gândit să fac un test, știi? Am vrut eu să fac un test, să mă duc de la București la Chișinău, drumul pe care l-am mai făcut. Sunt vreo 500 de kilometri și am zis, hai să vedem dacă poți să ajungi cu un long range de la București la Chișinău fără să încarci. Asta trebuie ceva. Răbdare. Răbdare, într-adevăr. Deci, nu că e posibil. E posibil și cred că ajungi și cu vreo 200 de kilometri rezervă. Deci, mi-ai demonstrat. În prima zi când a luat Sergiu mașina, a încărcat-o pe la 97-98, nu știu cât era, da, la Supercharger da. Și a ajuns la Bacău cu 100 și ceva, 180 de kilometri. Da, 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 mulți kilometri aveam. Adică... Da. Tu ai fost constant. Deci, Sergiu este un exemplu de cum ar trebui să conduci pe drumurile constant. Nu faci niciodată excese, nu te-am auzit că am mers cu 150, cu avioane, cu 200 și așa mai departe. Nici nu prea am când. Da, da. Ai treabă, vorbești la telefon. Vorbești la telefon, pe car kit, non-stop. Da, da. E oarecum e un timp câștigat, hai să spunem, prostește un pic, trebuie să recunoaștem. Trebuie să recunoaștem că viteza... Am prea mult timp. Da. Nu, câștigi timp prin faptul că mai rezolvi și alte probleme când mergi. Nu ești concentrat acolo, gata să-l depășești pe ăla din față. Nu pierzi timp pe chestii din astea. Da. Super. Deci îți mulțumesc că... Vă recomand cu drag. Îți mulțumesc că ai făcut efortul ăsta și te-ai abătut. Ai făcut în plus 80 de kilometri ca să faci un testul ăsta. Dar chiar a meritat și... Și eu le mulțumesc clienților că au avut răbdarea. Exact, clientul ne-a așteptat, trebuie să recunoaștem. Mulțumim că ne-ați așteptat. Clientul ne-a așteptat pentru că noi am zis că venim de la, din Băneasa prin Ploiești. Doar am zis. Doar am zis, am și făcut. Am și făcut. Exact. Gata, te las să te apuci de treabă. Asta a fost video despre Tesla cu remorcă. Dacă v-ați uitat până la final, vă mulțumesc și până data viitoare vă spun mai bine. La revedere. La revedere.